ne cerem țara înapoi. Țării noastre e făcută să ne doară. Hai să nu mai stăm în case, să ne vindecăm afară, pe stradă, în piață, să ne vadă pe toți că suntem patrioți, nu ca voi patrioți. N-ai cum să stai deoparte acum, cum n-ai cum să te abții să fii român. Oricum până acum durerea a fost mare, de azi începând nimic nu ne mai doare. Chiar dacă ne culcăm înfometați și ne trezim îndatorați, în lupta pentru bani am strâns durere în saci. Acum atac să nu te văd, ce să-mi faci? Sunt voievod. Armata mea de frați în doliați au devenit soldați. Ne povestește cum ar trebui ca nouă să ne pese de cel de lângă noi, fără cadouri alese și fără interese, că cel de sus într-un final ne dă, nu ne pune pe mese. Constituția ne povestește cum ar trebui ca și lor să le pese de mirese în doliu, nu doar de nevestele lor, de cerneala din stilou. Începând de azi românul are as la mâneca de la tricou. Chiar dacă ne culcăm înfometați și ne trezim îndatorați, în lupta pentru bani am strâns durere în saci. Acum atac să nu te văd, n-ai ce să-mi faci? Sunt voievod. Armata mea de frați în doliați au devenit soldați. Am asistat la un omor televizat, când orgia împărat a fost examinat. Niște soldați pe sus l-au luat cu mâinile la spate, l-au legat deloc stilat și l-au lăsat să zacă laci. Când cu el l-au terminat, în glorie au strigat, executat. E adevărat, nu mint, așa s-a întâmplat. Rostesc cu autoritate de lucru judecat. Și-mi e silă când mă gândesc că n-a murit doar unul. Îmi amintesc îngrozit că în ziua aia a fost Crăciunul. Ne cerem țara înapoi. Noi ne cerem țara înapoi.